Sancta. Almos predicam. Sigur că aminti și voi că a fost clasa a șaptea, da? Da. Poftim, Cosmin? Limită pentru x tinde la 0. Limită pentru x tinde la 0. Din sinus de 12x. Sinus de 12x. Supra 6x. 6x. Egal cu. Hai să vedem limite fundamentale. Limite fundamentale. Nu le-am înțeles cum nu le-am înțeles, da? Da, să vedem așa. O limită mai întâi pentru cazul 0 pe 0. Pentru necazul 0 pe 0 sunt câteva limite fundamentale la care se apelează, și anume limită pentru x tinde la x0 din sin de pe expresie f de x supra exact așa expresie f de x. Asta face 1. De sinus de pe expresie f de x. Poate pot să mă întâlnesc chiar f de x, ca să, să fie aproape de expresie. Da? Dintr-o expresie f de x, supra acea expresie f de x, face 1, dacă și numai dacă, după înlocuire, f de x face 0. Dacă și numai dacă f de x 0, f de x 0 egal cu 0. Deci când în expresie înlocuiești pe x cu x 0, să facă 0. Că atunci face sin de 0, care e 0, 0 pe 0. Și 0 pe 0 este o operație fără sens, însă se demonstrează asta, că limita asta este 1. Adică ce vreau să înțelegi tu? Tu și voi amândoi. Dacă ne gândim la funcția f de x egal cu sin de x pe x. Da, ne gândim la funcția f de x egal cu sin de x pe x. F-ul e definită pe iar mai puțin mulțimea formată din elementul 0. Din ce motiv mai puțin 0? Mai puțin 0 pentru că în punctul 0 n-are sens fracția. Da. Că împărțirea 0 nu se poate face. Și atunci, în clipa în care am gândit corespondența care ar să apară în urma funcției acestea, adică printr-o funcție ce se fac? La niște x găsim y, alt x, alt y, da? În 0 trebuie să pun bară. Din ce motiv? Pentru că 0 nu are rost. Da. Da? Și atunci, fiindcă vorbim de sinus, eu am să o studiez pe o singură perioadă, de la minus 2π până la 2π, să spunem așa. Deci nu e o singură perioadă, aici sunt două perioade, minus 2, minus ππ, hai să zic așa. Minus π la π. Și datorită periodicității de 2π se tot repete de acum. Ei bine, în minus π, cât este imaginea în minus π? F de minus π este egal cu sinus de minus π supra minus π. Și sinus de minus π cât este? Funcția sinus este funcție impară. Da. Deci, iese minusul în față și vine minus sin de π. Aruncă minusul în față, da? Este în funcție impară, minus sin de pi, totul supra pi. Și face sin de 180 de grade, e 0. Deci face 0 pe pi, face 0. Deci imaginea este 0. Da. În pi pe 2, ia să vedem, minus pi pe 2. F de minus pi pe 2 face sinus de minus pi pe 2
supra minus pi pe 2 și sin de minus pi pe 2 e minus sinus de 90 de grade. Minusul iese față, ca și cum am spus mai bine, sinus de pi pe 2 supra minus pi pe 2. Minus cu minus face plus. Iar sinus de 90 de grade, suntem la sinus acasă, e 1. E 1. Deci vine 1, ar veni minus cu minus, deci face 1. Da. 1 supra pi pe 2 face 2 supra pi. 2 supra pi, care înseamnă 2 supra 3,14. Da. Deci e mai mic decât 1, nu? Da. Deci în minus pi pe 2, pe aici undeva este minus pi pe 2. Face cât? 2 supra 3,14. Mă duc și mai aproape. Adică zic minus pi pe 4. Deci fac valoarea într-un punct și mai aproape de 0. Deci f de minus pi pe 4. F de minus pi pe 4 face sinus de minus pi pe 4 supra minus pi pe 4 minus sin de pi pe 4 supra minus pi pe 4 pi pe 4 înseamnă 45. 45 radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2 e minus, cu minus face plus, supra pi pe 4 și 2 cu 4 simplifică 4 radical din 2 pe simplifică 2 cu 2. Din 2 radical din 2 supra pi. 2 radical din 2, așa vine, nu? Că 2 de aici duce sus, supra pi. Ar veni 2 ori 1 1,41 supra 3,14. Ar veni, este mai mic. Tot mai mic ca 1. Cred că tot mai mic ca 1, nu? Da. 2,80, nu știu cât, da, aproximativ. Dar noi cu aproximație lucrăm aici, nu e precizie, da? Tot mai mic ca 1. Sigur, cât ne apropiem mai mult, și ăștia se apropie mai mult de 1. Mai bine de 1. Dacă mă duc din stânga sau din dreapta, Y-ii care apar ca urmare a înlocuirii, se apropie de 1. Deși când te înlocuiești chiar cu 0, vine sin de 0 pe 0, 0 pe 0, nu poți să dai un răspuns. Da? Și de aceea se poate arăta că limita funcției respective, adică tinde Y-ii care apar să se duc spre 1. Da. Cu cât te apropii de, cu X și de 0, Y-ii care apar se apropie de 1. Fie din stânga, fie din dreapta. Da? Așadar, de aici concluzia, pentru început. Puteam să mă duc la o altă demonstrație, dar am vrut să înțelegeți mai bine fenomenul. Că a face limita unei funcții într-o punctă înseamnă a te interesa. Câtă vreme cu X și mă apropii de un X0, ce fac Y în timpul ăsta? Au și tendința de a se apropia de cineva? Da, se apropie de 1. De aceea zicem, limită pentru X tinde la un X0, la un X0, un număr, dintr-un sin de o expresie supra exact acea expresie. Limita asta este 1. Da? Limita este 1. Ăsta e motivul. Da? Țineți minte, sin de ceva supra cel ceva face 1 dacă acel ceva după înlocuire este 0. Adică în expresie înlocuind pe x cu x0 trebuie să facă 0. O altă limită fundamentală. O altă limită fundamentală este limită pentru x tinde la x0 din tangentă de e de x0 supra e de x0, nu de e de x, pardon. Tangent de e de x supra e de x face 1 dacă și numai dacă e de x0 este 0 după locuire. Da? Dacă e de x0 este 0. Tot așa este în situația de 0 pe 0. Deci suntem tot în situația asta delicată. Dacă am înlocuit, face tangent de 0 este 0. Și o limită pentru x tinde la x0 din arc sin de e de x supra e de x face 1 dacă și mai dacă e de x0 este egal cu 0 și limită pentru x tinde la x0
din arc tangentă, inversele lor. Da. Arc tangentă de e de x supra e de x face 1, dacă și numai dacă e de x0 egal cu 0. Și am să-ți mai dau, sunt vreo 8-9 limite fundamentale. Nu sunt formule. Eu am încercat să vi le justific de ce se întâmplă așa. Ele sunt date ca niște formule, dacă nu vrei să insistă, muncești, le arăți. Da. Da? Una dintre ele la care merită să vă opriți este limita aceea, limită pentru x tinde la x0 din 1 plus f de x totul la puterea 1 pe f de x este egal cu e. Da? 1 plus 1, 1 plus f de x la puterea 1 pe f de x face e, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, f de x0 egal cu 0. Adică înlocuim pe x cu x0, face 0. Ea provine din șirul acela interesant, am, egal cu 1 plus 1 pe m, totul la puterea m. 1 plus 1 pe m, totul la m. Și studiind șirul ăsta, monotonie, mărginire, tot, se constată că el este monoton și mărginit, este convergent, da? Și limite a n ăsta tinde la un număr e care este egal cu 2,718 și mai departe cu infinita decimale. Ei, pe baza acestuia sunt construite și alte limite fundamentale, cu logaritmul, cu e la o putere, da? Sunt construite pe asta. Și acum mă întorc, ca să nu pierd timpul prea mult, hai să ne întoarcem la limita ta. Da. Tu ai acum limite pentru x tinde la 0 din sin de o expresie, la tine e de x. Cine este e de x? Egal cu 12 x. Da? Și trebuie să vezi dacă e de, e de x0, dar la noi x0 cine este? 0. E de 0 egal cu cine? Să locuim. E de 0 egal cu 12 ori 0 face 0. Ești fericit. Nu? Uite ce am spus eu. Limite din, pentru x la x0 din sin de e de x supra e de x face 1. Dacă și mai dacă e de x0 face 0. Tu trebuie să constați dacă e de x0 este 0. Deci, expresia, iei deoparte 12x-ul ăsta. E de x este argumentul lui sin. Da? 12x. Și e de 0. Că x0 cine este la noi? x0 cine este x0? Este chiar 0. De ce am locuit pe x-ul de aici cu 0? Dacă x-ul, dacă x-ul tinde la 1, făceam e de 1. Dacă x-ul tinde la minus 1, e de minus 1. Noi n-am făcut cu asta cu tinde la numeri. Adică am făcut doar cu care tinde la infinit. Voi, da, n-ați făcut la un număr finit. Nu. Da? La un număr finit. Voi țineți încă la șiruri. Da? De ce sunteți așa? Ei bine, acum mă întorc la tine și zicem așa. Limită pentru x tinde la 0. Dar acum poți să preiei. Nu ți este decât de mare folos ce facem acum. Din sinus de e de x supra, îți trebuie e de x neapărat. Adică exact expresia. Pentru că e pe 12x. Nu, zicem 12x. Îl pui tu 12x. Așa, mulțim cu 12x. Și mulțim cu 12x. Da? Adică eu acum trebuie să spun aici 12x ca să fie. Da? Modul registrului tău. Da. Supra 12x, mulțim cu 12x, supra 6x care era. Da? Și ăsta acum la limită va fi în mod sigur 1, că este varianta fericită. E sin de ceva, supra exact acel ceva, dacă acel ceva face 0 și este. Iar aici, x cu x se simplifică, 12 cu 6, și rămâne cât aici? 2. 2. Și limita este egal cu 2. Terminat ești. Deci tu ți-ar și modul fericit, cum te frământă pe tine. Altfel, îl luăm și la altfel. Deodată, limite pentru x tinde la x0. La cine? La 0, numai avut tu. Din sinus de cât? Sinus de 12x supra 6x. Egal mai departe cu. Cum vezi că poți ajunge urgent la 12 dacă mulțești și sus și jos cu 2. 2 sus și 2 jos.
Că 2 ori 6 mă face 12. Egal mai departe cu limită. Pentru x tind de la 0. Din 2 sinus de 12x supra 12x. Și asta face 1. Și 2 ori 1, 2. Adică chestia asta că mulțumesc să împar cu expresia respectivă în situații în care nu se vede. Dacă e atât de vizibil că dacă mulțești cu 2 sus și jos, ai făcut 12 argumentul, nu mai pierzi timpul. I-am vorbit în general, dar aici este, pe cazul, pe modelul ăsta, este mult mai ușor de văzut, că doar dacă mulțești cu 2 jos, ai făcut 12x, și atunci ca să nu schimbi și 2 și sus și jos. Și ăsta face 1, ați văzut, și 2 ori 1, 2. Cum am făcut și acolo. Altă limită. Limită pentru x tind de la 0. Din sinus de 8x. Sin de 8x supra? Supra 3x. 3x. Aici faci... Aici nu se prea leagă. De ce ești nevoie să faci manevra? Înmulțești în pas cu 8x. A, deci ar veni... Limită, egal mai departe cu limită. X tind de la 0. Din? Din sinus de 8x. Sin de 8x supra 8x. Da, supra 8x, ori 8x supra 3x. Da. Care era? Da. Și ăsta face 1. De 8 pe 3. Sin de 8 pe 8. Nu? Uite, sin de e de x mai de x. Așa. Și x-ul fix simplifică și rămâne 1 pe 3. Dar, repet, trebuie să ne asigurăm că e de, x, e de 0 face 0. Este. 8 ori 0 face 0. Deci numai după ce te asiguri, faci mișcarea asta. Mai departe. Limită? Limită pentru x tind de la 0. Din? Din 7... Nu. Sinus de 7x. Sinus de 7x. Supra sinus de 2x. Sin de 2x. Limită pentru x tind de la 0. Da. Pentru sinus de 7x supra 7x. Ori 7x supra 2x. Foarte bine. Sin de 7x supra 7x. Ori 7x. Nu? Da. Adică pentru primul sinus îl faci fericit. Ai făcut fericit că ai mulțit cu 7x și ai împărțit cu 7x. Și pe al doilea de sub. Sin de 2x supra 2x. Ați înțeles? Să-i facem fericiți. Să-i facem separat fericiți. Da, fiecare cu treaba lui. Mulțit cu 2x. Pentru că dacă nu l-ai mulțumit, el nu, nu sare la tine. Da. Deci sin de 7x pe 7x face 1. Sin de 2x pe 2x face 1. X cu x se simplifică. Și face 7 pe 2. Limită. Da. Simplu, nu? Ai înțeles încă o dată? Insist dacă nu ai înțeles. Da? Atenție. Deci, dacă ai în minte tot timpul fundamental asta, poți să te miști. De sin de ceva supra cel ceva. Îți trebuie neapărat aici să pui 7x. Dar ai pus-o tu. Da. Ai pus-o, recunoaște. Mulțim cu 7x. Adică mulțești în parți. Da? La fel cu 2x, să mulțești în parți. Da, și când e așa, nu pe fiecare, și sus și jos. Păi da, limita de sus supra limita de jos. Limita unei fracții înseamnă limita la numărător pe limita la numitor. Da. Și la numărător o făcută 1, la numitor face 1, și x cu simplit și 1 și 7 pe 2. Da. Altă limită. Limită pentru x tind de la 0, din sinus pătrat de 4x, sin pătrat de 4x, supra 8x pătrat. 8x pătrat. Și egal cu limită pentru x tind de la 0, din sinus pătrat de 4x, supra 4x. E, aici e problemă. Aici e sinus la pătrat. Putem scoate un radical? Nu. Zic sinus sin. Hai să o luăm așa. A. Deci legal cu limită pentru x tind de la 0. Din. Dar hai să locuim pe x cu 0, să vedem dacă argumentul face 0. Păi 4. 4 0 este 0. E clar că face așa. Din sinus de 4x ori sinus de 4x. Asta înseamnă sin pătrat. Da. Sin la pătrat, exact, se repetă. Da. Sinus sin. Supra
8x pătrat, da? Da, 8x pătrat. 8x pătrat. Să-l las pe 8-ul ăla. 8, hai să zic 8x pătrat să-l luăm. Dar în loc de x pătrat, am zic x ori x. Hai să scriu așa, ca să ați înțeles de ce. Da. X ori x. X ori x. Dacă în loc de 8 aș fi avut 16, i-aș fi dat și ăsta un 4 și ăsta un 4. Da, 4, 4, 4. N-am. Nu e nimic, fac rost, te mulțumesc cu 2 sus și jos. Pe 2 ori fac 16. Și va face egal mai departe cu limită pentru x tind de la 0 din 2 sin de 4x ori sin de 4x supra 8, acela, dar e 16 acum. Da. Și 16 zic 4x ori 4x. Și acum ce fericite. Sin de 4x pe 4x e da. La revedere, face 1. Ăsta face și el 1. Și face 2. Și face 2 ori 1, 2. Termină. Dar acum să facem jocul. Aici am luat-o așa ușor. Ca să înțelegeți voi cum tot așa se bazează. Păi, mie îmi trebuie 16x aici, nu? Da. 16x pătrat. Adică, hai să mă întorc din nou. Limită pentru x tind de la 0 din sin pătrat de 4x supra 8x pătrat, cum a fost dat exercițiul, egal cu, vreau să apară aici 16. Mulțesc cu un 2 și sus și jos. Da. Și face limită pentru x tind de la 0 din 2. Ați dat în cameră? Păi dacă n-am dat unde aparte. Da. Dau palme în direct. Îi dau, îi dat. Ah, ok. Îi dat. Vreau că am pățit ce-am păi făcut. Sigur că am pățit-o. Deci 2 sin pătrat de 4x supra 16x pătrat. Bine? Da. Și pe 16x pătrat zic 4x totul la a doua. Da. Deci egal mai departe cu limită. Pentru x tind de la 0 din 2 sinus pătrat de 4x. Totul supra 4x la a doua. Și fiind și ăsta la a doua și ăsta la a doua, prezentată fracția totul la a doua. Da. Deci egal mai departe cu limită. Limită. Pentru x tind de la 0 din 2 ori sinus de 4x supra 4x, totul la a doua. Da. Și asta e. 1 la a doua, 1 ori 2, 2. 2. Deci asta e șmecheria. Dacă e la a doua, cauți argumentul să fie la a doua jos. Dacă e la a treia, argumentul e de x la a treia. Adică tot ce vedeți voi aici, sin de e de x supra e de x, merge și la o putere. Că 1 la o putere face 1. Deci iată că pot să adaug aici limită, limită pentru x tind de la x0 din sinus la k de e de x sinus la k de e de x supra e, la, e de x la k. E de x la k. Pentru că este sin de e de x până e de x totul la k. Și face tot 1 limita asta. Da. Ce șmecherie este, cum spune aici? Când vezi sinus la o putere, te uiți la argument. Da. Dacă faci 0 după ce înlocuit, cauți să pui argumentul la puterea aceea. Adică pe 4x trebuia să-l vedem noi la a doua, ca să facă că 16x pătrat. N-am avut. Dar am avut pe 8. Mulțim și împărțim o 2 și se vede rapid. Și ieșiți-o, merge simplu. Da. Deci dacă înțelegi fenomenul, artificiile se recalcul, merge treaba foarte bine. Alte chestii, te rog. Limita pentru x tind de la 0. Limita pentru x tind de la 0 din? Din tangentă de 4x. Tangentă de 4x. Supra 5x. Supra 5x. Uite că la tangentă este fundamentală tangenta. Da. Este tangenta, da? Eu te-o aici, da? Dacă e de x, face 0. Să luăm cine este e de x la noi. E de x, argumentul este 4x. Da. E de 0. 4 ori 0, egal cu 0. Atunci pot continua. Limită pentru x tind de la
0 din tangentă de 4x supra argumentul 4x ori 4x pe 5x. X pe x de și face 4 pe 5. Terminat. Asta face voi. La limită, da? Ia să vedem. Alte limite? Limita pentru x tinde la 2. Deci limita pentru x tinde la 2. Din tangentă de x minus 2. Deci limita pentru x tinde la 2. Din tangentă de x minus 2. Tangentă de x minus 2, totul supra. Supra x pătrat minus 2x. X pătrat minus 2x. Care e argumentul în cazul de față? Argumentul tangentei? V de x. Egal cu, de la ea de parte, e de x egal cu. X minus 2. Da, și atunci faci e de 2. E de 2 egal cu... 2 minus 2. 2 minus 2 egal cu 0. E bun. Deci ca să tind de la 2, înseamnă că e de... E de valoarea aceea, trebuie să facă 0. Numai atunci faci fundamentala. Ca am zis acolo, e de x0, da? Deci numai atunci o aplic. Pentru că eu nu știam condiția asta de asta. Bine, probabil și pentru că n-am trecut la... Nu, numai când ai trecut, dar am spus eu aici. Da. Eu ce am zis? Limită, e sin, limită de... pentru x din de la x0 din sinus de e de x supra e de x face 1. Dacă e de x0. Dacă, numai dacă e de x0 este 0. Atunci, ca să vă duc... Sin de 0 e 0, 0, să fie în cazul 0 pe 0. Și ai văzut în cazul 0 pe 0, y care par sub la 1. Deci numai atunci te asiguri de asta, altfel nu faci greșit. Ce ai de gând să faci aici? Dacă locuiești pe x cu 2, 2 minus 2 faci 0, tangent de 0 e 0, 0 pe 0. 4 minus 4, 0, 0 pe 0. Și aici, când ai tangentă de ceva, îți vrei supra acel ceva. Supra exact x minus 2. Da. Ori x minus 2 supra x pătrat minus 2x. Scoatem un x în factor. Da. Și faci dată x pe lângă x minus 2. Exact argumentul. Deci egal mai departe cu limită. Pentru x tinde la 2. Din tangentă de x minus 2. Totul supra x pe lângă x minus 2. Acum ești fericit. Că tangentă, uite așa în cadrat. Tangent de x minus 2 supra x minus 2. Deci tangentă de supra x minus 2, x-ul ăsta rămâne afară. Face 1 ăsta. Tinde spre 1. Și atunci rămâne ca valoare 1 pe 2. Când locuim pe x cu 2, face, cât am spus, 1 pe 2. Deci toată funcția asta, când te duci cu x spre 2, y care apar, pe care îi varsă funcția asta, y care apar, se duc spre 1 pe 2. Asta, doar asta facem noi. Când facem limita unei funcții într-un punct, căpătăm informații despre ce fac y-ii. Y-ii în timpul ăsta, cât x se apropie de x0, y se apropie de cineva. Noi îl găsim pe acel cineva. Te rog. Limita pentru x tinde la 0 din tangentă de 6x. Tangentă de 6x. Supra tangentă de 3x. Tangentă de 3x. Așa, facem fericit pe fiecare parte. Da. Limită pentru x tinde la 0 din tangentă de 6x supra 6x ori 6x. Da. Totul supra tangentă de 3x supra 3x ori 3x. Da. Tinde prima... Tinde fiecare spre... în parte spre 1. Da, spre 1. Și egal cu... x pe x se simplifică la 6. Da. Și face 6 pe 3, care face 2. 2. Te rog. Limită pentru x tinde la 0. Deci o altă limită. Limită pentru x tinde la 0 din... Din sinus de 2x.
În paranteză. Deci sinus în paranteză. Sinus? Nu, după sinus paranteză. Da. Așa. Sinus de 4x. Sinus de 2x. Sinus de 4x. Așa. Sin de 2x sau sin de 4x. Deci argumentul lui sinus ăsta, așa să îmi spui, argumentul sinusului exterior este 2x ori sinus de 4x. Așa. Deci sinusul are ca argument, ăsta din exterior, 2x ori sin de 4x. Supra? Supra 2x pătrat. 2x pătrat. Ne interesăm pentru sinusul ăsta. Dacă argumentul său, asta este expresia e de x. Și ne întrebăm, e de 0, ce face? E de 0 că... Sin de 4, 0, sin de... 2 ori 0 mai întâi. 2 ori 0, 0. 0 ori ceva face 0, fără să mai bați capul. Da? Este 0. 0 pe 0. Și atunci este 0 pe 0. Și egal mai departe, cu limită, te rog, pentru x din de la 0, din sinus de... ceva, adică 2x, lăsind de 4x, supra exact acel ceva, supra exact acel ceva, supra 2x, x lăsind de 4x, ori 2x, 2x lăsind de 4x, supra totul supra 2x pătrat. Deci tu cât, cu cât îmi pui la numitor, cu cât împarți și își mulțești. Cu ocazia asta l-ai făcut pe sinusul ăsta, ai fericit. El e foarte mulțumesc. Zice, simt de ce am eu, supra exact ce am eu ca argument, păi zice, gata, știu cât se fac. Face unul aici. Da. Și acum rămâne doar limita asta. 4x supra 2x. Iar aici, x-ul ăsta cu pătratul se simplifică, 2 cu 2 simplifică. Da. Da? Și rămâne doar limita de la 0, din sin de 4x supra 1. Supra x. Supra x. Un x. Ăsta îl fac fericit și pe el pun un 4 și mulțesc de fac un 4. Cadea x-ul. Da. I-am pus 4. De ce nevoie? Ca să am argumentul. 4x. Și am făcut fericit 1. 4 ori 1, 4. Exact, limita totală, asta de care am plecat, e 4. Cadea x-ul. Limita pentru x tinde la 0. Limita pentru x tinde la 0. Din sinus de 5x. Sinus de 5x. Minus sinus de 3x. Minus sinus de 3x. Supra sinus de x. Supra sin de x. Ne voi la apă. E bine, șterge tabla asta. Nu știu, nu mai va merge. Ai luat fiecare. Distribui numitor la fiecare. Da. Sau și să... luăm separat după fiecare sinus. 5x. Și așa supra merge. 5x ori 5x, supra sinus de x pe x ori x, minus sinus de x supra 3x ori x, 3x. Cred că tu ai dreptate. Ia să faci șmecherea asta. Deci egal mai departe cu... limită pentru x tinde la 0 din... Mai întâi repartizăm. Deci, să repartizăm. Sau să facem cum ai spus tu, să zicem, sin de 5x. Așa ai zis, nu? Sin de 5x supra 5x ori 5x minus sin de 3x supra 3x ori 3x. Sau tu supra sin de x? Supra x. E x ori x, da? Da. Și ăștia face 1, 1, 1, dar la limită. Și atunci pe mine mă poate cineva sancționa. Păi zici, treci la ăștia și la ăștia nu. Și când trec global, tot 0 pe 0 o să faci. De aceea, lăsăm așa, ca să nu se arăt cineva la arbitrul nostru acum. Știți? Și dăm un x în factor comun. Da. Da? Și zicem egal mai departe cu limită. Că se poate găsi cineva să ne sune acum și să zică, nu, bă, profesore, că greșești acolo. Că de ce la ăsta treci la limită și la celălalt nu treci la limită? Adică nu se poate să... Noi când am trecut,
S-a simplificat x cu x. A, da. Ați înțeles? Și pe urmă am zis face 1, dar x-ul da. E dispărut. Și ne-a dat răspunsul direct. E un artificiu forțat ăla în care spun cu ăștia fac 1 și cu ceilalți țin pe loc. Da? Deci de aceea zic egal mai departe cu limită pentru x tinde la 0. Tot ce am făcut e perfect până acum, dar după ce scot pe x în factor comun, rămâne aici 5 ori sinus de 5x pe 5x. E bine? Ba da. Minus, minus 3 ori sinus de 3x pe 3x supra x ori sinus de x pe x. Și acum x-ul ăsta cu x-ul ăsta se simplifică. Și acum când trec la limită, da. Nu-i mai am pe ăștia ca să mă... să-mi dea bătaie de cap, și da? Și acum limita va fi, într-adevăr, așa. Ăsta va face 1. Ăsta face 1. Și 5 minus 3 face 2. Supra 1. 2 pe 1 egal cu... 2. Da? Foarte. Cu 2 pe 1 egal cu 2. 2 pe 1 face 1. După la ora asta, așa? După la ora 4 îți vorbesc continuu. Să zicem, altceva? Limită pentru x tinde la 0 din sinus de 3x plus sinus de 4x totul supra sinus de 5x plus sinus de 6x. După șmecheria asta care am pus-o la punct, nu stăm pe gânduri. Deci egal cu limită, vorbește. Pentru x tinde la 0, din sin de 3x supra 3x supra 3x ori 3x plus, plus sinus de 4x totul supra 4x ori 4x supra sinus de 5x supra 5x ori 5x plus sinus de 6x supra 6x ori 6x. Da? E cam mai departe cu limită. Limită pentru x tinde la 0 din ce facem? X-ul ăsta care e, da? Da. X-ul ăsta care e și aici și jos. Deci da. X pe lângă. X pe lângă 3. Sinus de... Da, ai zis bine. 3 sinus da. De 3x pe 3x. Da. Da? 3 ăsta care o să se aici. Plus 4 sinus de 4x totul supra 4x. Și jos? Și jos x pe lângă? X pe lângă 5. Sinus de? 5, 5. 5 sinus de? Zi, fii ferm pe tine. Sin de 5x supra 5x plus 6, da, 6 ori sin de 6x supra 6x. Da. X cu simplific și acum trec peste tot. Și limite din fiecare, asta face 1, 1, 1, 1, și face atunci 3 plus 4, 7, supra 5 plus 6, 11. Deci, funcția asta, așa globală cum o vezi, câte vreme x se apropie de 0, y pe care îi varsă, pe care îi pune în corespondență, s-o apropia de 7 pe 11. Așa trebuie înțeles. Altă limită? Limită pentru x tinde la 0. Da. Din sinus de 8x plus sinus de 2x. Da. Totul supra x. Totul x. Asta e mai simplă. E mai simplu că facem doar sus. Da. Doar sus mișcarea și iese x-ul după... sus. După... Da. Dă 8 plus 2, 10. Da. Da? Da. Deci puncte, puncte, las pe tine. Da. Limită pentru x tinde la 1 din sinus de x minus 1 sinus de x minus 1 supra x pătrat minus 1 x pătrat minus 1
facem x-ul, facem acolo și x. Faceți 0, suntem siguri. Și pix pătrat minus 1, zice că x minus 1 pe x plus 1. Da. Ești egal cu limita. Egal cu limita pentru x de la 1 din sin de x minus 1 supra x, x minus 1 pe lângă x minus 1. Da. Și bucata asta cu x minus 1 face 1. Și înlocuim în ce a rămas. 1 supra 1 plus 1. 1 pe lângă. Terminat. Altceva? Limită pentru x tinde la 3. Limită pentru x tinde la 3. Din arcsin de x minus 3. Arcsin de x minus 3. Supra x pătrat minus 4x plus 3. Minus 4x plus 3. Egal cu limită. Pentru x tinde la 3. Din arc sin de x minus 3. Minus 3 supra x minus 3. Aici este să se așează x minus 1 pe lângă x minus 3, parcă. Da. X minus 1 pe lângă x minus 3. Dacă 3 mulțești, vine x ori x, x pătrat, da. Minus 3x minus x minus 4x, plus 1 ori 3, 3. Da. Deci e descompunerea aceea, ușor de făcut. Și acum, asta, ești fericit cu cine? Cu asta, arcsin de x minus 3 supra x minus 3. Da. Da? Și face 1 supra 3 minus 2. 3 minus 1. 1 pe 2. 1 pe 2. Terminat limita. Da? Altceva? Limită pentru x tinde la 0. Limită pentru x tinde la 0 din tangentă de 3x supra sinus de 9x. Egal cu? Egal cu limită pentru x tinde la 0 din tangentă de 3x supra 3x ori 3x, totul supra sinus de 9x supra 9x ori 9x, tind despre 1, tind despre 1, și egal cu 3x supra 9x, x cu x se duce. Așa, și vine 3 pe 9 și egal cu 1 pe 2. 1 pe 3. Păi, 1 pe 3, da. Da. Mai ai temă? Mai am 1 și gata. Bun. Dar să atunci... Da, pe aia vă spun. Da? Bine. Limită? Limită pentru x tinde la minus 4. Da. Din sinus de x pătrat minus 16 supra... X pătrat minus 16, argument. Da, da. Supra arc sinus de x pătrat plus 2x minus 8. Plus 2x minus 8. Ne interesăm dacă înlocuim pe x cu minus 4, faci argumentele fac 0 și vine minus 4 la 2, fac 16 minus 16, face 0, e bine aici. Și jos 16 4 plus 8 16 minus 8, că e minus 4. Da, da. Minus 8 minus 8 minus 16, 16 minus 16 face 0, deci e bine. 0 pe 0. Așadar, lucrăm. Limită. Pentru x tinde la minus 4 din sinus de sinus de x pătrat minus 16 supra x pătrat minus 16 ori x pătrat minus 16 supra arc sin de x pătrat plus 2x minus 8 totul supra x pătrat plus 2x minus 8 ori x pătrat plus 2x minus 8. Și egal cu? Ăsta face 1, dar atenție, după ce face simplificarea, nu ne grăbim. X pătrat minus 16, scriu ca fiind x minus 4 pe lângă x plus 4. Plus 4, da. Deci aici
scrie așa, egal cu x minus 4 lângă x plus 4, iar x pătrat minus 2x minus 8 se scrie ca fiind de x plus 4 lângă x minus 2. N-ai decât să găsești rădăcine și vesezi asta. Eu am întrebat, dar nu era corect dacă lăsam gen, fără să-l descoperim, să rămână x pătrat minus 16 supra x pătrat cu 2 x minus 8 și să înlocuim cu minus 4 să vedem cât dă? Face 0. Păi da. 0 pe 0. A, se păstrează necazul. Noi am mutat necaz. Da? Deci după ce am făcut fundamentala, da? Tot 0 pe 0. Dar după ce fac mișcarea asta, x plus 4 plus x plus 4 se duce și atunci spun, asta face 1, asta face 1 și rămâne doar limită de la 4 din x minus 4 supra x minus 2. Dacă înlocuim de minus 4 minus 4 minus 8 supra minus 6. Minus 6. Plus și face, simplificăm, 4 pe 3. 4 pe 3, da. Asta e limita. Da. 4 pe 3, sigur că tot așa se face, tot acolo ajung după simplificarea aceea, însă trebuie respectată chestia asta. Nu treci într-o bucată și în cealaltă nu treci încă. Trebuie să folosești fundamentala simultan. Da. Aveți grijă de chestia asta, că uneori se pot strecura greșeli. Sunt rare cazuri când se strecoară greșelile astea, dar se pot întâmpla. Și de ce eu țin la precizarea care am spus-o. Când treci, treci simultan. Da. Deci ai grijă să faci simplificarea întâi. Da. 0 pe 0 acela, pe numătura. Da. Da. Așa că ne oprim aici pentru el. Să oprim și fișierul. Da.